ziua și bine ați venit la ședința Consiliului Local al Comunei Zemeș. În conformitate cu prevederile articolului 39 aliniatul 1 din Legea administrației publice locale numărul 215/2001, republicată cu modificările și completările ulterioare, prin dispoziția primarului Comunei Zemeș numărul 193 din 4/4/2019, s-a convocat întrunirea Consiliului Local al Comunei Zemeș în ședință ordinară de lucru pentru data de 10/4, orele 15, la sediul primăriei Zemeș, cu următoarea ordine de zi. Ordinea de zi o să o prezint pe fiecare punct în parte. Cine este de acord cu ordinea de zi? În afară de ordinea de zi, avem un singur punct suplimentar. Proiect de hotărâre pentru modificarea hotărârii Consiliului Local al Comunei Zemeș numărul 24 din 18/3/2019 privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, construire pod beton, strada Pietrosu, Comuna Zemeș, județul Bacău. Cine este de acord cu punctul suplimentar? Unanimitate, mulțumesc. Supus spre aprobare procesul verbal din data de 3 aprilie 2019. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Punctul numărul 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea conturilor de execuție pentru veniturile și cheltuielile Comunei Zemeș pentru trimestrul 1/2019. Doamna contabilă, vă rog. Având în vedere prevederile legii 273 privind finanțele publice locale, în luna aprilie, iulie și octombrie, pentru semestrul expirat, se aprobă în ședințe de consiliu conturile de execuție atât la partea de venituri cât și la partea de cheltuieli. Bugetul local la 31/3/2019 la partea de venituri a fost de 2.603.989 și la partea de cheltuieli de 1.549.421. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Comunei Zemeș pentru anul 2019. Doamna contabilă? Având în vedere legea 273/2006, propun spre aprobare bugetul Comunei Zemeș în sumă de 8.423.210 la partea de venituri și la partea de cheltuieli de 12.487.150. Diferența este deficitul care se aprobă, care propun spre aprobare din excedentul anului 2018 în sumă de 4.063.940. Aceeași sumă, nu? Da, de 4 milioane. Da, diferența. Discuții? Cine se înscrie la cuvânt? Da. Domnul Dărlau? Aici ar vrea să fac remarca exact cum se specula și în anii anteriori. Este al doilea an consecutiv în care în bugetul pe anul 2019 nu este prinsă pregătirea profesională. Exact cum a fost declarația domnului primar de acum 2 ani de zile când s-a făcut interviurile alea. Deci, Comuna Zemeș nu a prins în buget pregătirea profesională. Vă mulțumesc. Altcineva? Motivul să ne spună domnul primar de ce nu au prins banii pentru că personalului? Dacă e, domnul consilier, îmi permiteți, am avut discuții cu dumneavoastră și așa noi din veniturile nu ne acoperă proiectele începute, care proiectele de investiție, care din anii precedenți, care știam și am avut discuții care se axau și pe perioada când se mergea la pregătirea profesională pe timp de vară. Pregătirea profesională se face în tot cursul anului. Am considerat că 150.000, deci 1,5 miliard, putem să-l folosim în alte programe de investiții. Nu este concludent răspunsul. Pregătirea personală este pe primul loc. De ce? Nu este obligatoriu. Deci toate măsurile impuse de prefectură, deci limita bugetului local. Dacă bugetul local nu permite, nu este obligat să-l primim la pregătire profesională. Îl chemăm putem pe domnul primar să dea răspunsul? Puteți să-l chemați. Asta a fost și discuția mea între dânsul. Nu știu dacă puteți să-l deranjăm pe domnul primar, dar... Da, dacă este proiectant. Da. Rămâne ca întrebare. Rămâne ca întrebare și la următoarea ședință vă dăm răspunsul. Da, chiar până la sfârșit. Altcineva? Sau până la sfârșitul? Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Punctul numărul 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș pentru anul 2019. Bugetul asociației este de 278.990 lei. Discuții? Supus spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, doamna secretară. Proiect de hotărâre privind aprobarea limitelor maxime anuale ale creditelor bugetare privind cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată ce se suportă din bugetul Comunei Zemeș pentru anul 2019. Doamnă secretară, vă rog. Pentru cheltuielile cu utilitățile aferente locuințelor sociale închiriate care deservesc comunitatea sinistrată ce se suportă din bugetul Comunei Zemeș, s-au aprobat pentru energie electrică suma de 12.000 de lei pe an și pentru gaze naturale suma de 22.000 de lei pe an, cu majorarea sumelor față de anul trecut datorită scumpirii costurilor pe energie și pe gaze naturale. Practic, în sumele astea ar trebui să se încadreze ca să facă plăți. Discuții? Da, în cazul în care se va depăși plafonul, datorită condițiilor medii, cu stabilirea limitelor, exact cum am discutat în ședințele anterioare, ce se va întâmpla? Se intervine cu modificarea plafonului. Ce se poate întâmpla? Deci modificarea plafonului, impunerea persoanelor sinistrate, nu? Deocamdată nu s-a decis impunerea persoanelor sinistrate. Da. Păi nu, asta l-am întrebat ca să fie bine stabilită la bun început. Vă mulțumesc. Dacă mai intervin alte modificări, tot în Consiliu se aprobă. Am înțeles, vă mulțumesc. Altcineva? Cine este pentru? Mulțumesc, unanimitate. Mă abțin. A, domnul Dădlău, abținere. Proiect de hotărâre privind aprobarea constituirii fondului de rezervă bugetară pe anul 2019. Doamna contabilă? Doamne, ca doamna contabilă. Este raportul făcut de la Protecția Civilă, în care a propus suma de 40.000 de lei și în urma analizării, domnul primar și cu așa, s-a ajuns la suma de 30.000 de lei. Este fondul în caz de există calamități naturale, se intervine. Ajutoare sociale, incendii. L-am avut. Se cheamă cumva rezerva care e. Da, deci rezervă. Fondul de rezervă. Fondul de rezervă. Da. Înlăturarea efectelor de calamități naturale, conform articolul 36. Am mai înțeles să înțeleg toată lumea, deci avem și un fond de rezervă dacă... Doamne, ferește să întâmplă ceva. Inundații, foc... Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării, proiectare, construire pod beton, strada Pietrosu, Comuna Zemeș, județul Bacău. Valoarea este de 508.000 lei. E lucrare. E lucrare. Investiții. Pentru investiții. Pentru investiții. Care se iau din excedentul bugetar. 325.130. Construire pod. Bună ziua, domnule. Discuții? Supus spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice, proiectare, reabilitare și modernizare DC 180A, 5 km în zona Borătău. Și merg și cu următorul care sunt strâns legate. Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, reabilitare și modernizare DC 180A, 5 km în zona Borătău. Valoare 833.000, doamna contabilă? Da. Discuții, doamna secretară? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, proiectare, modernizare străzi în Comuna Zemeș, județul Bacău. Și o să mergem și cu punctul următor. Utilizarea din excerentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizare străzi în Comuna Zemeș. Din excelență iau 530.330 și pot să-l cumulez cu următorul punct, de la punctul 18. Lăsați pe doamna contabilă să-și omeze, lăsați să ne explici. Puneți doamna contabilă. Lista de, luăm toată lista de investiții? La toată lista de investiții, da. Bun, deci prima dată. Avem și panouri care, deci, afișate, montate în Comuna Zemeș și în care sunt prevăzute, sunt afișate investițiile, dar sunt bune ca să le și... Deci avem sistemul de supraveghere video în Comuna Zemeș, care a fost aprobat în ședința din ianuarie sau februarie, din 90.000 de lei. Pictură biserică Mănăstirea Înălțarea Domnului, care este tot din excedentul bugetului local de anul trecut, 186.000 de lei. Proiectare, amenajare, zonă de agrement, tot din excedent, 20.000 de lei. Modernizare sistem de iluminat public, din excedent, 353.000 de lei. Structurile luminoase. Structurile luminoase, brad și structura luminoasă fântână, care au fost achitate, dar tot trebuie scrise în buget, sunt 4.900 și 41.100. Proiectare, reparații capitale, dușuri, grupuri sanitare, casa scării, bloc producție, 6.300. Proiectare, modernizare, sistem de iluminat public, 8.700, tot din excedent. Proiectare, apărare, mal, strada Mihai Eminescu, excedent, 40.000 de lei. Modernizare străzi în Comuna Zemeș, excedent, 50.300 și buget local, 785.500. Nu. Construire șanțuri betonate, acces la proprietăți, 1.500.000. Construire pod, ce o spusica mai înainte, pod, zona Pietrosu, 508.000 lei. Reabilitare și modernizare DC 180A, ce a mai rămas de la MDRAP, 833.000 de lei. Construire platforme betonate pentru amplasare stații de microbuz, diferența de anul trecut, tot din excedent, 38.000 de lei. Proiectare, construire, șanțuri betonate, acces la proprietăți, tot din excedentul bugetului local, 31.000 de lei. Proiectare, modernizare străzi în Comuna Zemeș, excedent, 52.200. Proiectare, construire, platforme din pavele pentru aplansare stații de microbuz, 6.600, tot din excedent. Proiectare, construire, pod betonat, strada Pietrosu, tot din excedent, 18.100. Proiectare RECA, drum comunal DC 180 de la kilometru 0 la kilometru 6 plus 700, 126.000 de lei, tot din excedent. Proiectare, modernizare, strada Canu și reconfigurare Pârâu, Comuna Zemeș, tot din excedent, 55.000 de lei. Proiectare, reabilitare, strada Canu și amenajări, parcarea adiacente, 35.000 de lei. Proiectare, strada Modrzău și amenajări, parcări adiacente, 35.000 de lei, tot din excedent. Proiectare, reabilitare și modernizare DC 180A, zona Bolătău, 46.800, tot din excedent. Și mai avem amenajare trotuare în Comuna Zemeș, din care este proiectul pe AFIR, 617.620, din care am previzionat că o să trebuiască că avem hotărâre de Consiliu, în care Consiliul Local aprobă până la încasarea de la AFIR suma de 200 și ceva. Deci este proiect de hotărâre. Da, da. Astea sunt toate investițiile. Mulțumesc, doamna contabilă. Dacă dumneavoastră ați spus obiectivele și sumele, eu am să citesc numai proiecte de hotărâri și o să discutăm pe baza lor. Deci, proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar, modernizare străzi în comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții? Cine este pentru? Mulțumesc! Aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, proiectare, amenajare, trotuare, comuna Zemeș, județul Bacău. Și următorul, utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului amenajare trotuare comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea întocmirii documentației tehnico-economice pentru obiectivul de investiții, proiectare, modernizare, sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău. Și mergem și cu următorul punct, utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiții, modernizare, sistem de iluminat public în comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind aprobarea notei de fundamentare privind necesitatea și oportunitatea obiectivului de investiții, proiectare, construire, platforme din pavele pentru amplasare stații de microbuz în comuna Zemeș. Mergem cu următorul punct. Utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiune de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiție, construire platforme din pavele pentru amplasare stației de microbuz, comuna Zemeș, județul Bacău. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate. Mulțumesc! Proiect de hotărâre privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării întocmirii pentru obiectivul de investiție, construire șanțuri betonate, accese la proprietăți și trotuarea adiacente drumului comunal DC 180A în comuna Zemeș. Discuții? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc! Proiect de hotărâre privind alocarea din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019 pentru finanțarea obiectivului de investiții, modernizare străzi în comuna Zemeș. Discuții? Străzile, nouă numii. Ce străzi sunt? Cele pe care le-am aprobat de s-au făcut și caietele de sarcini este strada Ștefan cel Mare, strada Pietrosului și strada Crângului. Da. Mulțumesc. Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind alocarea de sume din bugetul comunei Zemeș pentru anul 2019 pentru întocmirea caietului de sarcini și realizarea lucrărilor de reparații curente, strada Colonia Mare din comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară? Proiectul cu numărul 19 se va amâna până în luna iulie la rectificare datorită condițiilor meteo acum. Sunt propicii pentru turnat de bitum și se va rezolva atunci. Discuții, vă rog? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor contracte cadru de prestări servicii necesare funcționării activității Asociației Club Sportiv Gloria Zemeș pentru anul 2019. Doamna secretară, vă rog. Este vorba despre următoarele contracte de prestări servicii. Contract de prestări cu instructorul de fotbal junior cu suma de 500 de lei pe lună. Instructor fotbal senior 500 de lei pe lună. Organizator competiții 500 lei pe lună. Instructor lupte 700 lei pe lună. Acordare prim ajutor 80 de lei per competiție. Îngrijitor bază sportivă 2000 de lei pe lună. Și contracte cadru pentru activitatea sportivă pentru fotbaliști. Sunt aceleași contracte pe care le-am mai aprobat și anul trecut, dar sunt modificări de sume. Și care sunt sumele la fotbaliști, la victorii, la egal sau cum au o primă permanentă? Permanentul supărere, parcă așa era. Vă spun imediat. Sau puterea permanentă. Participantul la activitatea sportivă primește următoarele sume: 110 lei pentru fiecare meci de fotbal la care a fost selecționat ca jucător titular, 60 de lei pentru fiecare meci de fotbal la care a fost selecționat ca jucător de rezervă. Bonificațiile, penalizările se stabilesc în conformitate cu regulamentul intern al structurii sportive. Alte discuții? La luptători avem numai pentru instructori de lupte, nu? Dar și avem și legitimați sportivi? Asta nu vă pot spune, dacă întrebați cu domnul președinte. Știu că erau copiii care mergeau la competiții. Da. Deci nu erau... Care și le sportivi legitimați din moment ce are contract cu... Da, acum aprobăm bugetul, nu probabil. Deci nu să știm, da sau nu, au sau nu. Știm ce aprobăm, nu aprobăm probabil. Invitați-l pe domnul președinte și primim imediat. Domnul președinte trebuia să fie aici ca să, când aprobăm bugetul pentru ASE Gloria Zemeș, da? Domnul primar cu proiectantul. Doamne, înseamnă trebuia să amânăm ședința, da? Proiectantul să aștepte, este plătit. Da? Un piculeț, domnul, veți avea imediat. Da, aprobăm bugetul Comunei Zemeș pe anul 2019 și avem detalii. Da. Dacă ne interesează pe nimeni, să ridicăm mâna și să aprobăm, ca pe bandă rulantă. Sau telefonic, hai să facem ședințe. Uite, că o veni doamnă președinte, acum ar suna. Scuze. Dar eram aici ascuns și nu legătura la mine, dacă nu este buget. Nu, este vorba, întreabă dacă cei de la lupte aveți... Domnul Beța, vă rog, puneți întrebarea. Spuneți. Da, puteți să-mi dați niște detalii, primele care se încasează sau... lunar, anual, bonificațiile, numai la fotbal sau avem și... Prime se oferă doar la echipa de seniori de la fotbal, 110 pe competiție, și pentru cei care participă ca titular și pentru cei care sunt rezerve 60. Da, asta nu știu. Juniorii? Juniorii. Nu primesc nimic, nici un... Primesc sprijin, primesc sprijin cu transportul și echipamentul. Atât, da? Și antrenament. Și șansa să joace de echipa mare. Asta ne și dorim. Da. La lupte. Da. Avem legitimați? Avem legitimați. Sportivi? Sunt cei care sunt foarte performanți, cred că avem vreo 4, care participă la competiție. Deci am luat locul 2. Nu? Am luat locul 2. Nu sunt prinși la... Nu sunt prinși. Dacă doriți să-i prindeți, asta îmi trebuie. Dacă tot vin în goace, de ce să nu... Dacă doriți să oferiți premii tot pentru asta, pe mine nu mă deranjează cu nimic. Asta este propunerea mea din bugetul, dacă tot am... Vedem cum împărțim din bugetul asociației. Da, faceți o propunere să vedem în ce măsură... Păi să am punctul ăsta la mână? Aveți cum să-mi amânați bugetul de la ASE Gloria Zemeș. S-a aprobat cu bugetul. Măcar locul 1, 2, 3. Haideți să facem așa. Aprobați-mi bugetul, pentru că noi competiții la lupte vom avea ceva amical luna viitoare și undeva după luna iulie. Și după luna iulie putem să intrăm pe rectificare de buget și putem prinde, eu știu, eventual acordare de premii pentru cei, dacă ating... Eu am luat locul 2 la Brașov. Bine, fotbaliști de aici, dacă merg la meciuri amicale, îi se oferă... Nu, dacă merg la meciuri. Numai cele oficiale, nu? Numai cele oficiale. Și vorbim numai de seniori. Asta a fost și ideea. Ideea a fost să... Dar tot am înființat... Secția de lupte. Secția de lupte, da. Dacă doriți, putem face la o rectificare de buget în iulie și să prindem eventuale acordare de premii pentru... Pentru competiții. Pentru competițiile naționale. Pentru competițiile la care participă. Da, putem face treaba asta. Începând cu luna iulie. Ideea a fost în felul următor: să-i premiem pe cei din fotbal, adică să le dăm premii la joc pe cei din fotbal, urmând ca juniorii, de exemplu, am 3 juniori care au intrat în echipa mare. Unul de a intrat la junior și a fost și promovat în echipa mare, joacă la echipa mare, a marcat în ultimul meci. Asta era ideea. Vin la juniori, se antrenează. Dacă dau dovadă de talent și competență, intră în echipa mare, unde au și bani și își dezvoltă abilitățile în continuare. Să sperăm că v-ați notat și la rectificare să rezolvați problema. Eu sunt ferm convins că ține dumneavoastră. Da. Mulțumesc. Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Mulțumesc. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului Împreună redăm culoarea vieții 2019, realizat în parteneriat între UNICEF și OAT, Comuna Zemeș. Doamna secretară, vă rog. Suma obținută de la UNICEF este de 10.000 de lei, contribuția Comunei Zemeș este de 1.100 de lei, după cum știți și în anii precedenți, contribuția este în natură pentru contractul de comodat, alocarea microbus școlar pentru efectuarea excursiei și igienizarea spațiului. Activitățile le aveți detaliate de colegul meu, Milia Mădălin, în proiectul de hotărâre. Discuții, vă rog? Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Proiect de hotărâre privind modificarea inventarului bunurilor din domeniul public al Comunei Zemeș, însușit prin HG numărul 61 din 2011 și aprobat prin HG numărul 987 din 2011. Vă rog, doamna secretară. Este o modificare minoră a domeniului public, adică se schimbă doar denumirea unei clădiri. La fosta primărie în spate era Graj și Obor, având în vedere că nu mai poate fi utilizat ca și Graj și Obor pentru, și nu mai fost din mult utilizat în sensul ăsta, se propune redenumirea ca clădire anexă și încă o clădire anexă de 13 metri pătrați. Cartea funciară rămâne aceeași, cu terenul intabulat, cu tot. Discuții, vă rog. Cine este pentru? Unanimitate, mulțumesc. Și acum trecem la punctul suplimentar. Modificarea HCL al Comunei Zemeș, numărul 24 din 18 a 3 a 2019, privind utilizarea din excedentul bugetar rezultat la încheierea exercițiului bugetar aferent anului 2018 ca sursă de finanțare a cheltuielilor secțiunii de dezvoltare cu destinația finanțării obiectivului de investiție, construire pod beton, strada Pietrosu, Comuna Zemeș, județul Bacău. Doamna secretară, vă rog. În data de 18 februarie la ședința de atunci a fost alocată suma de 20.000 de lei. Se propune o diminuare a acestei sume cu 1.900 de lei, deci practic suma rămasă este de 18.100 de lei, ca să nu rămână banii blocați pe proiectul respectiv, să poată fi utilizați. Întrebare, dacă s-a diminuat, o intrat la apă podul? Nu, era vorba de cheltuielile de proiectare. Proiectare, da. Și s-a estimat mai mult și o costat mai puțin. S-a încheiat contractul cu o valoare mai mică și a rămas disponibil 1.900 de lei. Da, am înțeles. Altcineva? Supun spre aprobare. Cine este pentru? Mulțumesc. Acum trecem la ultimul punct. Cine se înscrie la cuvânt? Discuții? Domnul Berța? Domnul Bogenscu? Nelipsitul domnul Dârlău. Domnul Berța, vă rog. Am aprobat astăzi bugetul, dar trebuie să vedem și ce încasăm. Ce mă interesează pe mine? AST-ul, transportul de material lemnos care circulă prin Comuna Zemeș. Aș vrea să aflu și eu cât s-a încasat în anul 2018 și primul trimestru al 2019. Firmele respective, sumele care sunt. Cu adresă făcută Ocolul Silvic, fiecare firmă care a câștigat pe teritoriul Comunei Zemeș licitațiile, să transformăm în metri cub, să vedem fiecare societate care o transportat, să vedem dacă și-au plătit la ST-uri. Da. Și tot oamenii să punem un tonaj, ceva, o restricție de tonaj, că prea, nu știu, noi încasăm AST-uri, dar tonajul e destul de mare, 50-60 de tone de material lemnos, cât mai mult, 80-100 vine și cu remorci. La ce? La ce secționaj? La asfalt. La asfalt, da. Trebuia pus la început, când s-a făcut. Când ați făcut drumul, prima dată trebuia pus resecționaj. Trebuia calculat, văzut. Nu, adică te lăsăm, dar nu putem să lăsăm listii. Să vedeți cât suportă drumul. Acum am găsit, după 6 ani de zile, spune resecționaj. Văd că se deteriorează și... Normal, s-a deteriorat de la început. Trebuia avut în vedere, când ați făcut drumul, prima dată să vedeți suportabilitatea. Ce să mai vedem? N-ai ce să mai vezi. La început trebuia făcut din capul locului. Când ai făcut un lucru, trebuia văzută suportabilitatea drumului și pus restricționaj. Dacă nu era, nu trebuia să circul niciodată. Nu s-a creat un precedent. Păi cum să-i pui restricționaj după ce circulă 6 ani de zi? Până la 30-40 de toni, nu sunt un caz. Nu ai cum să pui așa ceva, nu există așa ceva. Trebuia făcut de la început. Trebuia făcut de la început. Trebuia să fie avut în vedere, domniile voastre atunci, să puneți restricții de tonaj. Cam așa stau lucrurile. După atâția ani de zile ne trezim, suntem samariteni să salvăm noi lumea. Nu putem salva. De la început. Ați greșit de la început. Asta e? Deci cetățenii Comunei Zemeș, care fac parte din Asociația Crescătorilor de Animale, mă întreabă pe domnul președinte, domnul Diaconu. Nu. Deci terenul APIA, terenul care s-a împărțit la toți crescătorii, nu? Banii care s-au primit de la APIA, o primit fiecare crescător în funcție de animale sau în funcție de... În funcție de cât teren a primit fiecare. Fiecare a primit teren în funcție de câte animale a avut. Procesele verbale de recepție la lucrărilor, la fiecare în parte, cine le-au semnat, cine s-au făcut, deci banii s-au luat. Dar procesul verbal de recepție a lucrărilor? Eu când am fost președinte, atâta timp cât am avut terenul concesiunii, și mă ocupam personal de treburile astea, s-a făcut recepție. Dar banii i-ați luat dumneavoastră sau banii i-au luat fiecare de la APIA? Acum fiecare ia bani de la APIA, fiecare ia bani în direcția lui. Și Consiliul Local are obligația să verifice cum s-au făcut? Nu are nicio obligație. APIA. Deci n-au mai avut, atât vine APIA, cu GP, îi controlează din satelit, vede și-au făcut, nu și-au făcut. Dacă vin, dacă nu, poți să-i faci reclamații, aceeași chestii se întâmplă, nu. Domnul Cosic, dumneavoastră mai sunteți președintele asociației? Da, mai sunt. Asta înseamnă că sunteți responsabili. Asta am întrebat. Responsabil sunt pentru niște treburi, dar nu pentru că aș face ei... Păi câți bani s-au cheltuit, câți s-au împărțit, câți bani au rămas, ce s-au făcut investițiile astea, nu știu ăștia de la APIA. Ăștia știu ăștia de la APIA. Nu, dar nu-i prezentați în Consiliul Local dumneavoastră, cum sunteți președintele Asociației Crescătorilor de Animale. Dar ce vă prezint în Consiliul Local? Lucrările care s-au efectuat și procesul verbal de recepții, care semnează de către Consiliul Local. Dar nu se mai fac lucrări de... Păi și banii cum s-au luat și s-au... Păi se fac lucrări de întreținere și curățenie, dar nu-i verifică nimeni. Deci nu-i verifică nimeni. Domnul Bețan, verifică APIA. APIA, direct, în satelit, îți verifică. Terenul este al primăriei Zemeș, părșunile. Și ce dacă noi i-am dat prin contract? Concesionare, pentru concesionare. Dar Consiliul Local... Prin 2014 sau prin 2012 sau în 2012, exact. Trebuie să alegem o comisie de recepție și în care mi-a să fac recepția la lucrări care sunt. Poate nu știți cum se desfășoară lucrurile. Ba da, noi am semnat un contract de concesiune. Banii care vin pentru întreținerea pășunilor vin de la APIA, iar APIA este organul abilitat să vină să-i controleze. Cam așa stau lucrurile. Puteți solicita o adresă la APIA prin președintele Asociației de Crescători de animale. Am solicitat eu verbal să vină și au zis că nu. În momentul când nu există un control sigur a banilor. Prin APIA există un control. Bine, oamenii au putem asta cunoștință. Domnul Berța, domnul Aleș vă dă un răspuns. Nu dau răspuns cu domnul Berța eu. Domnul Berța se referă că din partea primăriei erau comisii care se ocupau de recepția lucrărilor pe islas. În momentul în care mergeam, de exemplu, la domnul Diacon, am fost cu Matei și cu Romic. 2014. 2013, 2014. În momentul în care era porțiuni de pășune unde au crescut marinici de ăștia și burenai, trebuia curățat. Trebuia curățat cu acordul direcției silvice. Nu poți curăța așa. Astea se încadrează. Era pe pășune, domnul primar. Da, este pășune, dar pășunea dacă devine pădurită sau dacă diametrul diferă de la copac la copac, acolo nu poți curăța. Eu mă refer la spin, așa, mărăcini, din ăștia. Și dacă s-a pus gunoi pe respectivă parcelă, dacă s-a curățat de bolovan și s-a depozitat la locuri speciale ca să nu încurce pășunatul, dacă există adăpături... Primăria Zemeș a concesionat o suprafață de teren. Ok? Da. Noi am primit niște bani. Suntem remunerați, da? Deci am primit niște bani pentru concesiuni, ok? Cei care grează bani pentru întreținerea terenului și respectiv cei care primesc bani pentru terenurile respective, îi primesc de la APIA. Da. Ei vin și verifică dacă în urma plăților lucrările au fost efectuate conform standardelor. Ok? Deci așa stau lucrurile. Ei sunt verificați de cei de care sunt plătiți. Eu știu ce spuneți dumneavoastră. Noi nu avem nicio implicare pentru noi. El ca președinte de parcela. Acești oameni ne dau nouă bani. Președinții acestor asociații ne dau bani nou pentru concesiunea terenului. Obligația lor este față de APIA, pentru că ei sunt finanțatorii lor. Nu puteau ridica banii de la APIA fără un proces verbal de recepție. Fără procesul verbal de recepție. Semnat de o comisie. Format de o comisie la Consiliul Local. Așa este, domnul Consiliu? Da. Așa era. Și așa și am fost schimbat. Legea nu s-a schimbat. Prefini control de la APIA pe teren în momentul când ai o reclamație. Ați făcut. În trecut așa ați făcut. Acum se procedează altfel. Foarte frumos. Nu s-a luat cunoștință. Cine plătește concesionarea către primărie? Toți membrii asociației. Doamna secretară, au venit membrii asociației și au plătit fiecare în parte? Nu, nu, nu. Eu, ca președinte, am strâns bani și am plătit. Dar nu plătești la doamna secretară? Nu, la legal, am luat din punct de vedere legal, dacă s-a plătit. La toate compartimentele vă informați, nu în timpul ședinței. După ședință sau înainte de ședință, mergeți la fiecare compartiment și veți primi informațiile. Da, mulțumesc, da. 100%. Domnul Gogescu, vă rog. Mulțumesc, domnul Veța. Vreau să menționez că pe trata asta la izvor, la familia rotiră, râul ăsta e râul care duce spre Tazdău, e plin cu petrol de bidoane. Rugăm persoane care duc la apă sau de pe zonă de acolo să meargă. Sunt persoane care știu care nu e izvor și nu vor să-i spună la adică. Nu-i frumos, adică ca gest și... Adică facem un apel public. Da. Atunci cei care stau în zona respectivă... Care se duc la apă, iau apă de la izvor acolo... E plin, râul ăla e plin de petrol, de bidoane. Bunul simț să nu mai arunce petrol acolo. Și vreau să mulțumim domnul primar Dobrovici, s-a realizat pe strada izvorul 8 punte la izvor la Șipoș, s-a făcut șanțul la Iacob, de la Maftei de Culai până la Iacob, s-a tăiat salcea de acolo și mulțumim frumos domnul Vici, cred că toate, mai erau o solicitare undeva la Bolătău, nu? La doamnă Sânzian acolo, astăzi se lucrează acolo pentru șanțul respectiv. Și de colmatarea de la Belcea. Da, aia o să fie în viitor apropiat să faci de colmatarea. Deci am absolut toate solicitările noastre au fost realizate. Altceva, domnul Gogescu? Atât, mulțumesc. Mulțumesc. Domnul Târlău, vă rog. Da. În ultima săptămână, din nou, ne confruntăm, asta e observația mea personală, probabil că este a tuturor, în legătură cu gunoaiele. Cum stăm, domnul viceprimar, în legătură cu cantitățile de gunoi în ultima lună? Au mai scăzut sau au mai crescut? Păi vă pot spune, merg pe același drum. Deci în martie, pe 2 martie am adunat, nu eu personal, cei de la Romprest, aproape 13 tone de gunoi menajer și apoi au crescut din 9, 16, 23 și 30, 16, 17 tone. Da. Iar ultima din 5 aprilie a fost 16 tone, 740 kg. Da, exact cum a zis și domnul primar, poate prin acest mesaj vor înțelege fiecare cetățean, pentru gunoaiele care se colectează este deșeul menajer, nu bolovani, nu lemne, nu fiare, nu absolut nimic. Rugăm în mod insistent că o să fim în posibilitate din nou de a nu face plata și în primul rând, prin cantitatea mare de gunoi, în al doilea rând, prin rău platici, că pot, mi-asum ceea ce spun, rău platici, să fim conștienți de toate problemele acestea. A doua problemă, ceea ce am realizat și vreau să, nu știu, cunosc, oameni după așa, în zona hanului lupilor, se cară în permanență gunoi cu roaba, se deparasează în albia râului Taslău, imediat pune un grup sanitar. S-au dat foc acolo la gunoi, deci s-au mai strâns acum din ele, s-au mai dat, le-a dat foc la crengi, și crengi a cărat acolo și a dat foc la ele. Vreau prin acest, în al doilea mesaj, să transmit că ajutorul social, indiferent că este ajutor social, nu este obligat ca oamenii în putere să vină să li se facă curățenie în dreptul locuinților. Țin să menționez faptul că 1,5 m de la limita proprietății precum și 1,5 metri de la limita drumului, suntem direct răspunzători, atât administratorul de drumuri, cât și locatarul. Acum, cu sărbătorile astea pascale și cu astea, să nu așteptăm că ajutorul social va veni să ne cureți șanțurile și să ne repară gardurile. Iar o ultimă problemă, făcută prin adresă scrisă, adusă la cunoștință domnului primar. Consider că domnul primar și-a îndeplinit destul atribuțiunea și a transmis mesaj în legătură cu cele două pasarele de la Parcul 288 și 9 Petros. Nu, cei care le dețin, nu vreau să fac numele, că să știe, probabil că ne urmărește, cei care le au în administrare, să nu ne trezim cu o ploaie, cu o inundație, iar din cauza celor două poduri să avem probleme în Comuna Zemeș. Vă mulțumesc! Mulțumesc! Stați așa. Dacă 2 minute, domnul primar, să dea răspunsul domnul Pea. Vreau să vă comunic că începând de sâmbătă vom scoate din nou containerele pentru colectatul selectiv al gunoaielor. Rugămintea mea este să procedeți și să colectăm selectiv. Vă ajutăm în contextul în care noastră veți avea containere pentru hârtie, pentru sticlă și pentru metal, să le folosim, iar când vine vorba de deșeurile menajerii, vor fi puse în container pentru deșeuri menajere, iar dacă aveți moluți, piatră, eu știu ce aveți în gospodărie, ne solicitați, vă punem mașina la dispoziție și le depozităm în locul unde trebuie depozitate. Ele nu mai trebuie lăsate și colectate dinpreună cu deșeurile menajere. Ce mai era de răspuns? Domnul Beța, la întrebarea de ce nu se mai fac cursurile profesionale. Ba, să fac cursul profesional. Da, în premieră se vor face pe sume infime. Dacă toată lumea mergea la mari, banii primăriei, pe niște sume foarte mari, colosale, acum am reușit să alocăm 5.000 de lei pentru toate cursurile și vă informez că la SPAS, la Serviciul Public pentru Asistență Socială, fetele vor începe cursurile cu o valoare de 1.400 de lei, iar restul de 3.600 de lei sunt bani care rămân pentru cursurile noastre. Deci vor veni și vom face cursuri la primărie, fără să mai mergem mari, fără să mai mergem la soare, fără să cheltuim un sfert din bugetul localității. Asta nu e un lucru bun, este un lucru foarte bun. Mai este altceva? Declar ședința închisă. Mulțumesc, dragi colegi! Care-i mai vorbim mult?